Ana Pistol trece prin momente dificile. La doar 4 luni după ce a născut, a primit mai multe amenințări, mesaje halucinante pe paginile sale de pe rețelele sociale. Mesajele vin din partea unei femei necunoscute care o jignește și o amenință pe Gina. A luat poziție vedeta în urma mai multor mesaje. Iubita lui Smiley face dezvăluiri șocante. M-am trezit cu femei de genul acesta și la poartă. Amenințările pe care le primește de ceva vreme în mediul online au făcut-o să anunțe public că primește acest gen de mesaje și le transmite celor care nu-și văd de viața lor un mesaj dur. Totul s-a întâmplat după ce a fost criticată de mulți dintre fani că nu vrea să dezvăluie chipul fetiței sale, dar și pentru că a povestit cât de greu i-a fost în primele zile după ce a devenit mamă pentru prima dată. Stăm de vorbă cu psihologul Mirela Zivari. În legătură cu acest incident, cu mesajele pe care le primește Gina, și cu siguranță sunt multe vedete care primesc astfel de mesaje, cât de serioase sunt și ce urmări ar putea să aibă. Bună ziua, doamna psiholog! Bună ziua! De asemenea, alături de mine în platou se află colega mea Adina Anghelescu, jurnalist de investigații. Bună ziua, Adina! Bună ziua, bună ziua, Mihai! Încep cu doamna psiholog Mirela Zivari. Credeți că ar putea avea urmări în viața reală aceste mesaje de amenințare primite pe internet? Cred că trebuie să luăm de fiecare dată în considerație atunci când apar astfel de amenințări, chiar dacă mulți dintre noi credem că sunt doar simple cuvinte puse pe o rețea de socializare, ele se pot transforma în tragedii. Și cred că chiar dacă nu avem exemple autohtone, s-au întâmplat atâtea lucruri oribile încât e adevărat, mediul online, sub marea ideea anonimatului, oamenii își permit să scrie foarte multe lucruri. Poate unele dintre ele sunt doar producții ale minților mai puțin sănătoase, însă în momentul în care ești persoană publică, anumite chestiuni sunt din ce în ce mai dure sau prezentate într-o manieră extrem de dură din partea unora care nu te plac. Pentru că nu te plac, simți nevoia să-ți arunce lucruri extrem de urcioase. Trebuie implicată poliția? Trebuie anunțată poliția la primele mesaje care se repetă din partea aceleiași persoane? Bănuiesc că sunt mulți, nu știu cum să-i numesc, n-aș vrea să-i jignesc, dar sunt mulți care trimit mesaje stânjenitoare pentru vedetele respective. Ar trebui ca vedetele să anunțe imediat poliția sau să ignore pe cei care le transmit astfel de mesaje? Din punctul meu de vedere, este obligatoriu să anunț poliția și să încercăm de fiecare dată să amendăm astfel de comportamente, chiar dacă ele sunt doar la nivel declarativ și nu se transformă în acțiuni propriu-zise. Este important să înțelegem că și în acel mediu online există posibilitatea să fii identificat și trebuie să fii responsabil pentru ceea ce scrii, pentru ceea ce faci, pentru felul în care te comporți. Sunt mulți deranjați, mulți și multe chiar, mai degrabă femeile par, cel puțin așa este din aceste mesaje primite de Gina Pistol, sunt deranjate de faptul că nu își arată bebelușul. Cum ar trebui să procedeze? Ce strategie ar trebui să adopte? E bine că nu-și arată bebelușul, dar vorbește foarte mult despre el? E bine că arată doar câte o mânuță, un picioruș sau îl arată doar cu spatele? Sunt multe celebrități care procedează așa, în vreme ce altele își expun copiii pe rețelele sociale, se laudă cu ei și cu realizările lor. Este la urma urmei o chestiune de alegere personală și dreptul la intimitate și îl gândește fiecare în felul în care s-a raportat la istoricul lui de persoană publică sau ceea ce vrea să transmită. Cred că e o decizie pe care și doamna Pistol va lua atunci când va simți nevoia sau când poate consultantul de imagine va considera că este un moment oportun. Cât de mult să dezvolim despre viața noastră personală, despre copiii noștri, cât să nu o facem, de asemenea este extrem de greu de stabilit unde este granița, pentru că am putea spune că dacă tot vorbești despre copilul sau copiii tăi, iar le arăți fotografiile sau nu le arăți, la urma urmei oamenii pot să-și formeze o imagine despre tine sau despre ceea ce ai tu în minte ca proiecte personale. Însă cred că cu cât ținem mai ascuns anumite aspecte copiii noștri de ochii publicului, cu atât curiozitatea și dorința de a afla
ajunge să macine mințile unor oameni care, așa cum spuneam și înainte, nu sunt neapărat foarte sănătoși.